Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la ediția din această săptămână a emisiunii Alfa Omega în Obiectiv. M-am alături de mine pentru următoarea jumătate de oră pe Mirela. Mulțumesc, Mirela, că ai acceptat să vii alături de mine. În fond, ai acceptat pentru că și eu, în urmă cu câteva minute, am acceptat să fiu musafirul tău la Puterea Rugăciunii. Unii dintre dumneavoastră ați urmărit deja această emisiune, alții o veți urmări peste câteva zile, dar am să fim împreună pentru că sunt câteva lucruri pe care e bine să le împărtășim împreună, ne vom și ruga împreună în finalul emisiunii. Ce vreau să vă provoc de la început, ne bucurăm văzând și noi, la nivelul conducerii Alfa Omega, și echipa Alfa Omega, și cei care ne sprijiniți. Vedem cum Alfa Omega impactează tot mai mult vieții în România, aduce transformare, aduce nu numai informație, nu numai cuvânt de la Dumnezeu, ci și prezența Duhului Sfânt, provocarea Duhului Sfânt. Și e marea noastră bucurie și marea noastră dorință ca tot mai mulți români, tot mai mulți de vorbire de limba română, cetățeni care vorbesc românești, fie că sunt în România, Moldova, Ucraina sau în estul Europei sau în America, să aibă acces la Cuvântul Dumnezeu prin Alfa Omega TV. Și acest lucru ne vom și ruga în finalul emisiunii, Mirela, pentru ca Alfa Omega să se extindă ca impact, ca distribuție, să pătrundă în tot mai multe case române prin rețele de cablu. Și am fost împreună vara aceasta în câteva locuri, am filmat câteva evenimente, am fost martor, parte din câteva lucrări și peste tot am avut ocazia să înregistrăm opinii, oamenii ne văd, ne încurajează, sunt mulțumiți, sunt bucuroși, o să și pregătim un mic moment. Eventual, tu ai luat câteva interviuri la Rugul Aprins și a fost mulți oameni care, da, au vorbit despre Rugul Aprins, dar au vorbit și despre Alfa Omega, poate să aduce aminte de câte ceva de acolo. Alfa Omega este urmărită de cei care îl caută pe Dumnezeu în primul rând. Au venit oameni de departe la Rugul Aprins tocmai pentru că au văzut prin Alfa Omega ediția anterioară ale întâlnirilor de rugăciune de pe munte și au vrut să fie parte. Deci români din diaspora, români din Europa, din Anglia, din vestul Europei, urmăresc Alfa Omega prin internet. Am înțeles că unii chiar prin satelit, da, că își pun parabole și își instalează posibilitatea de recepție individuală a canalului Alfa Omega TV, pentru că Alfa Omega este liber la transmisie, nu este codat, îl poate recepționa absolut oricine. Are o parabolă relativ mică, pentru că este calitatea semnalului bună și sigur, trebuie și un receptor. Dar este o investiție relativ simplă care permite apoi fiecăruia să vadă Alfa Omega practic fără alte costuri. Cred că acest program se poate urmări și pe internet, cu link chiar și de pe Facebook. De aceea îndrăznesc să vă sugerez să vă uitați la site-ul, pe site-ul nostru, /recepție, aveți pe ecran, acolo aveți toate detaliile privind recepția canalului satelit. Aș propune încă să inserăm aici un mic spot, o opinie pe care tu ai luat-o la Rugul Aprins, cineva care, cum numele Irina Ainache, am fost și ulterior, numai cu câteva zile, și la Drumfest, în finalul lunii august, au fost acolo tineri care au aflat și de la Alfa Omega de faptul că Drumfest se ține pentru tineri, în special pentru închinători, și a fost acolo chiar o soră scumpă, Ligia Franuc din Belgia, care ne-a mărturisit câte ceva despre modul în care în Belgia ei se bucură de Alfa Omega și se hrănesc spiritual prin acest canal. Revenim în studio peste câteva clipe. Pe Alfa Omega îl urmăresc de când, nu chiar de când a început, dar de câțiva ani, de când îl prind. Și mă ajută foarte mult, m-a ajutat să cresc spiritual, foarte mult rugăciunile, resursele creștine cu care m-am îmbogățit, cunoștințele foarte mult creștine. Și da, am sunat în special la rugăciunile în direct. Am sunat pentru diferite rugăciuni pentru familia mea și într-adevăr observ o schimbare în familia mea. Alfa și Omega TV este o televiziune extraordinară, deci îmi place foarte mult. De când am descoperit împreună cu familia mea, am urmărit foarte mult acest canal și în special eu îl urmăresc pe internet, știrile Alfa Omega, Mapa Mondu și alte programe în care învăț, seminare cu Iosif Țon și alți profesori și teologi. Deci, mie, fiind în Belgia, mi este foarte folositor și cărți citesc, care sunt patrocinate de Alfa și Omega TV, și revista mi ajunge în fiecare lună, care o citesc cu drag și sunt o fată care inima îmi bate pentru lucrarea asta.
Rugăciunea noastră ar fi ca în continuare, atât în România, cât și în cele mai îndepărtate case, cât și în Republica Moldova. Și avem reacții că Alfa Mega este introdus în rețele de cablu din Republica Moldova, fie recepționat prin satelit, fie prin internet în Ucraina, ne bucurăm de acest lucru și să vă rugați pentru aceasta. Este marea noastră dorință și marea noastră bucurie. Rugăciunea noastră e ca Alfa Mega să fie disponibilă în fiecare casă de român, în România și dincolo de granițele țării, acolo unde locuiesc români, să aibă acces la Cuvântul lui Dumnezeu prin Alfa Omega, și Dumnezeu extinde sfera de impact și de influență a canalului Alfa Omega tot mai mult, pentru că în primul rând este lucrarea Lui. Nu m-am apelat la mijloace de promovare foarte intense sau agresive, nici n-am prea avut mijloace pentru a face asta, dar modul nostru de a promova Alfa Omega este în rugăciune, pentru că ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze și El lucrează. Aș vrea să adaug, știți deja, dar vă reduc aminte, spune și vecinilor dumneavoastră care încă nu recepționează sau prietenilor din alte localități, Alfa Omega este pentru acest an inclus în lista Maschery, stabilită de CNA, o listă de canale care se introduc obligatoriu în rețelele de cablu din România. E nevoie doar să cereți, să insistați și să spuneți că aveți argument, ce ne-au dat această listă, Alfa Omega este în lista Maschery și trebuie introdusă obligatoriu în rețelele de cablu din România. Folosiți acest argument în discuțiile noastre cu cabliștii. Aici aș vrea să mai adaug ceva. Sunt persoane care au abonament la UPC și practic au Alfa Omega în casele lor, dar nu știu încă că o au. Așa că cei care urmăresc Alfa Omega și ne pot vedea în rețeaua UPC, să spună și altora, Alfa Omega este disponibilă în rețeaua UPC digital pe poziția 808. Deci este disponibilă, dar toate orașele din România. Absolut toate orașele din România. Mulți încă n-au găsit Alfa Omega. Recent, acum două zile, cineva ne-a întrebat: nu mai văd Alfa Omega, ce să facă? Și am întrebat imediat: dar unde sunteți abonați? Era cineva din Timișoara și ne-a spus: la UPC. Păi zic, căutați în pachetul digital pe poziția cutare și veți găsi. Trecerea de la pachet analogic la pachet digital este fără costuri semnificative pentru un abonat, așa că cei care sunteți abonați la UPC și vedeți Alfa Omega, spuneți și altora care poate nu mai văd Alfa Omega fiind în continuare abonați la UPC. Spuneți vecinilor, spuneți în bisericile dumneavoastră celor care nu văd Alfa Omega de vreme. Și ne vor găsi din nou. Și ne vom ruga în finalul emisiunii și pentru abonații de la RCS, pentru că în câteva orașe din România abonații RCS ne recepționează, în alte orașe nu ne recepționează. Și ne-a pus Domnul pe inimă în acest sezon, în această toamnă, să ne rugăm insistent, să cerem ca Domnul să le pună pe inimă oraș după oraș celor de la RCS, RDS, să ne introducă ca Alfa Omega. Aici aș vrea să menționez, probabil că ai mai amintit și vom reveni cu un scurt material, o grupare de creștini din Reghin au insistat la RCS ca să le fie introdus Alfa Omega în rețeaua lor RCS din Reghin. Romeo, da? Cu care mă întâlnesc cu rând. A fost chiar în audiență la conducerea RCS București și a obținut în beneficiul întregii localități Reghin introducerea canalului Alfa Omega în rețeaua RCS Reghin. Deci se poate dacă există mobilizare și din partea creștinilor care locuiesc în acele zone. Noi am pus la dispoziție canalul Alfa Omega, care este liber financiar pentru RCS. Deci RCS se oferă gratuit oricare rețetă de cablu. Este gratuit complet pentru RCS, așa că, deși cei de la RCS mai invocă și motivul acesta, că noi cerem bani, ceea ce nu este adevărat. Poate ne și urmăresc telespectatorul din Reghin, poate să vă vizităm o dată să vedem ce impact are Alfa Omega în viața dumneavoastră. Ne vom ruga în final și pentru aceste aspecte. Vreau să trecem mai departe. Sigur că am bucuria să vă arăt revista Alfa Omega TV Magazine pe septembrie-octombrie. Sper că în zilele acestei săptămâni, din prima săptămână de septembrie, să ajungă în casele fiecăruia. Fiecare abonat are Alfa Omega, dacă cere, solicită, primește gratuit această revistă. Are 28 de pagini. O tipărim într-un tiraj de 11.500, un tiraj foarte mare, o distribuim gratuit în toate colțurile țării și ale Europei. Tot mai mulți abonați o primesc în țări din Europa, în Belgia, avem în Ucraina, în Republica Moldova, în Statele Unite ale Americii și facem acest efort pentru dumneavoastră să oferim gratuit această revistă. Conține programul de televiziune amănunțit pe două luni de zile, dar numeroase articole. Poate data viitoare o să răsfoiesc mai pendelete. Tema centrală a acestui număr, acestei ediții, Biserica Relevantă, am încercat să subliniem și în acest mod lucrul care Dumnezeu ne-a pus pe inimă. E un sezon al lucrării Domnului din România.
în întreaga lume, în fond, în care el caută ca Biserica Domnului, liderii organizații creștini în general, să aibă o mentalitate a împărăției, să se gândească în a impacta toate segmentele societății, de a ieși în afara zidurilor și de a stabili, a ruga să servi strategii pentru orașul, cartierul, țara, regiunea în care trăiesc. Deci, relevanța bisericii în societate, sare și lumină în exteriorul bisericii, este direcția pe care și prin această revistă o dăm lucrării domnului din România. Vă repet, este gratuită. Mulțumim celor care ne sprijiniți într-un fel sau într-altul. Găsiți în fiecare revistă un mic mandat postal, fără explicații, fără constrângeri. Dacă nu vă pune pe inimă să ne ajutați în acest mod, e binevenit orice ajutor care completează bugetul nostru de tipărire și de expediere. La fel, cum știți, ca de obicei, aveți și alte modalități de a ne sprijini și vă mulțumim celor care ne ajutați lună de lună, zi de zi, chiar să mergem mai departe prin modalitățile pe care le știți deja, prin apel din rețeaua Rom Telecom sau SMS. Și o altă modalitate de a fi sprijiniți este cea prin resursele pe care le punem la dispoziție. Avem cărți, DVD-uri pe care le oferim. Acesta este scopul, acesta este scopul nostru, de a vă oferi și resurse pentru hrana și creșterea noastră spirituală și de a și orice venit care vine prin distribuirea acestor resurse intră în bugetul de mers înaintea lucrării Alfa Omega TV. Bine, vreau să prezentăm puțin un seminar la care chiar tu ai fost, dacă poți să fii câteva cuvinte a mea și un spot de promovare despre, e o conferință mult așteptată, sub genere cu așteptarea Mirelui. Tema din acest an a fost integritatea, temelia caracterului, Valea Drăganului, în luna mai 2014. Spectatorii noștri au văzut-o pe ecran. Da, și... Și avem acum și într-o variantă DVD oferită. Ne bucurăm că este deja disponibilă. Procesul de editare a mers mai repede anul acesta decât anul trecut, așa că cred că va fi o bucurie pentru cei care așteaptă această conferință să o poată primi. A avut niște momente cu totul special această conferință. Un moment mi-a rămas în amintire foarte pregnant, când două surori mai în vârstă și-au povestit amintirile din vremea comunismului, ce însemna să fii creștin atunci. Surori din zona Satu Mare. Da, și... au fost niște mărturii foarte puternice, niște atenționări, să zic, pentru poporul Domnului și cred că ar fi foarte util această conferință pentru cât mai multă lume să o poată avea, pentru biserici, pentru grupe de casă, pentru celule de rugăciune. Sunt lucruri valoroase. Ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze pe Lidia Șchiopul, lider acestei lucrări, acestui proiect, care an de an are pe inimă să ducă mai departe, să investească, să echipeze în generații de femei de diverse vârste la aceste conferințe, mai ales acum, sub așteptarea Mirelui. Nu se poate un generic mai potrivit pentru această serie de conferințe. Un spot promoțional și revenim în studio. Integritatea, temelia caracterului, este o conferință născută în inima femeilor din România și se adresează femeilor de pretutindeni. În așteptarea Mirelui Iisus, biserica are de înfruntat diverse obstacole și lupte care amenință să se compromită zilnic puritatea. Tocmai de aceea, Adriana Dan, Lidia Șchiopu, Nora Fărăgău, Mihaela Mănăstireanu, Camelia Căpușan și multe altele vin să susțină integritatea Miresei lui Hristos prin mesaje pline de revelație. Comandă acum cele 3 DVD-uri ale conferinței Integritatea, temelia caracterului. A fost un spot de prezentare a acestui album DVD, Integritatea, temelia caracterului. Înregistrările în extenso ale conferinței de la Valea Drăganului, conferințe de femei, ediția mai 2014. În acest album sunt toate cele 7 sesiuni, inclusiv acea discuție cu totul special a celor două surori care aveau de povestite mult, mult din vremea comunismului și cred că a fost un punct central al discuției noastre. Sunt toate puse pe 3 DVD-uri. Și profit de ocazie, sunt edițiile anterioare ale conferințelor sub același generic, sub aceeași organizare, pe care vreau să vi le supun atenției, tot sub egida În așteptarea Mirelui, ediția din 2013, Smerenia în semnul regal a fost tema acelei conferințe și cu un an înainte, octombrie 2012, Cluj-Napoca, Puterea Speranței. Sunt DVD-uri pe care le găsiți pe librăria noastră online, le puteți comanda, le puteți cere sau telefonic sau prin e-mail la informațiile de contact, le aveți
le aveți pe ecran. Și mine la unul din motivele care te-am chemat este că vrem să ne rugăm și în această emisiune, cum cred că ne rugăm mai mult în această toamnă și pentru zona administrativ-politică a României. Și cred că Alfa Omega are și acest rol, dincolo de a pune sămânța cuvântului în inima celor care ne ascultă, aceea de a fi un catalizator, de a fi un element de stimulare, de deschidere a ochilor, de ieșit în afara bisericii și în sfera administrativ-politică. Și am să prefacez acest moment, vreau să vorbim câteva minute despre aceasta, cu tot cu un produs, de aici a pornit în fond discuția noastră, Mic dejun cu rugăciune. Noi de ani de zile suntem oarecum parte, prezent, să zic așa, încă de pe vremea când Petru Dugulescu și Ioan Alexandru înainte au înființat un grup ecumenic de rugăciune în Parlamentul României. Și noi an de an am fost acolo prezenți, am înregistrat, am făcut câte o știre, câte un reportaj, am folosit în diverse emisiuni. Iată că anul trecut, în septembrie 2013, a fost ultima întâlnire, a fost acest mic dejun cu rugăciune urmat de o conferință mai largă și principalele momente sunt puse în acest album DVD al acestei conferințe de anul trecut. Tema întâlnirii a fost demnitatea umană. Cred că vom fi prezent și anul acesta la următorul eveniment similar, însă noi am pregătit și la vremea respectivă am avut o știre și am rugat pe colegi să selecteze câteva minute din această întâlnire, de acest eveniment. Dincolo de partea formală, de cu conotații evident politice, are semnificația lui și în astfel de eveniment și astfel de întâlnire în atmosfera spirituală a României. Dar să urmărim înainte o secvență din reportajul realizat anul trecut în septembrie 2013 la Micul dejun cu rugăciune organizat în Parlamentul României de Grupul Ecumenic de Rugăciune. Micul dejun cu rugăciune este deja o tradiție în Parlamentul României. A opta ediție a evenimentului a reunit peste 150 de participanți, atât străini cât și români, parlamentari, personalități ai vieții culturale și religioase, dar și oameni de afaceri. Este a opta ediție a Micului dejun cu rugăciune. Noi suntem foarte bucuroși că am putut să asigurăm cursivitate și continuitate acestui tip de activități. Nu este o simplă întâlnire în care se ia un mic dejun și se spune o rugăciune. Este o activitate mult mai complexă, după cum ați putut observa. De regulă o însoțim cu o dezbatere pe parcursul întregii zile, dedicată unei anume teme. Anul acesta a fost demnitatea umană, pentru că este un subiect care se dezbate în foarte multe centre creștine și politice din Europa. Am avut însă anii în care am discutat despre criza familiei, despre rolul tineretului în viața contemporană și așa mai departe. Eu consider că astfel de manifestări, care, sigur, sunt inspirate din activitățile altor parlamente, sunt deosebit de utile pentru ceea ce înseamnă spiritualitatea parlamentară. Este o lucrare extraordinară pentru că oamenii au venit cu inima și cu mintea deschisă să asculte, să accepte, să discute în așa fel încât tot să mergem de aici câștigați. În spatele acestui mic dejun cu rugăciune se află Grupul Ecumenic de Rugăciune, înființat de către Petru Dugulescu și Ioan Alexandru. Noi ne întâlnim în fiecare marți, în cursul dimineții, într-o sală anume destinată acestei activități, în care, după rugăciunea care, întotdeauna, cu care începem această activitate, urmează de regulă o dezbatere asupra unor probleme care împletesc morala religioasă cu spiritul legilor pe care le elaborăm. De asemenea, și încheierea o avem cu o rugăciune și, de asemenea, citate din Biblie, din Sfânta Scriptură, însoțesc adeseori comentariile noastre. Noi credem că este o formulă prin care, dacă nu mă exprim, dacă nu sunt prea curajos, noi asigurăm într-un fel asistența religioasă pentru parlamentarii din Camera Deputaților și din Senat.
ca să fiu și mai precis, întotdeauna însoțim dezbaterile noastre cu precepte și cu învățături din Biblie. Eu sunt convins că pentru mulți această marți dimineață înseamnă foarte mult pentru ceea ce urmează să facă, să făptească în cursul săptămânii. Întotdeauna plecăm de acolo mai liniștiți, mai luminați, mai bucuroși de a face bine. A fost o dorință de mult timp să abordez pentru același temă. Și atunci fiecare an are o altă temă. Dar ce e diferit și de față de anul trecut este că a fost diferite evenimente într-unul. Primul rând am avut micul dejun cu rugăciune ca fiecare an. După ce am avut o conferință internațională al demnitate umană și am avut foarte mulți muzafiri din diferite țări care a prezentat punctul de vedere de la demnitate umană și a fost foarte frumos să vede că a fost unitatea între abordarea într-o societate postmodernă în care ei vor să folosească cuvintele în dignitate la un alt mod. Dar a fost interesant pentru că a fost multe reprezentanți străini a fost anul ăsta, se cheamă Bucur și atunci a fost conferință internațională. După aceea am avut și o altă abordare că a fost anumite workshop-uri. Printre invitații conferinței s-au regăsit secretarul de stat Victor Opaschi, prefectul municipiului București Georgeta Gavrilă, deputatul Mircea Lubanovici și Lenuța Țăran de la Consiliul Național al Minorităților Naționale Române din Serbia. Vorbim adesea despre demnitatea națională. Dar este ea oare altceva decât demnitatea individuală multiplicată cu 20 de milioane? Există totuși o instanță în fața căreia suntem cu toți egali. Părinții fondatori ai Statelor Unite au afirmat acest lucru în declarația de independență în care au spus: noi socotim că este evident faptul că toți oamenii sunt egali în fața Creatorului lor. Cred foarte mult că fiecare, în domeniul în care îl coordonăm, trebuie să lucrăm foarte mult la îmbunătățirea eticii. Această acțiune o văd ca o investiție. De ce o văd ca investiție? O văd ca investiție, în primul rând, pentru că România poate fi cunoscută prin participanții la această dezbatere, la mic dejun, aseară, la întâlnire, cu oameni din colțuri depărtate, poate fi cunoscută la ea acasă. Alfa Omega TV participă la acest eveniment încă de la început și se bucură de aprecierea organizatorilor. A vrea să apreciez foarte mult contribuția televiziunii dumneavoastră, Alfa și Omega, pentru că este un studio care reflectă cât se poate de obiectiv ceea ce se întâmplă aici. Nu mi-ascund ușoara supărare, că alte televiziuni se interesează doar ce s-a mâncat, ce s-a băut, deși ați văzut că nu mâncarea și băutura este cea care ne aduce aici, ci dorința de a avea o comuniune spirituală. Apreciez foarte mult obiectivitatea noastră și faptul că ați fost de asemenea prezenți la toate edițiile micului dejun cu rugăciune din Parlamentul României. Vă doresc succes în tot ceea ce întreprindeți pentru a asigura un salt în ceea ce înseamnă educația etică, educația morală, educația religioasă a românilor. Am văzut câteva segmente, am văzut câteva figuri politice, sigur că nu suntem în campanie electorală încă intrat, poate sunt anumite figuri care încă au un loc, un rol, un cuvânt de spus în pe scena politică din România, dar dincolo de asta ne bucurăm că politicieni de diverse culori politice încep să ia în considerare, unii din convingere, alții din curiozitate, alții având o agendă, iau în considerare participarea la astfel de evenimente. Da, este un fapt notabil că se organizează așa ceva în Parlamentul României, pentru că, în fond, este o formă de a proclama credința creștină la care se aliniază Parlamentul României, chiar dacă nu toți parlamentarii sunt parte, dar prin faptul că acest grup ecumenic de rugăciune există în Parlamentul României, este dovada faptului că mulți dintre parlamentarii României se identifică cu calitatea de creștini și participă mai puțin des sau mai des la astfel de evenimente organizate de acest grup ecumenic de rugăciune din Parlament. Vom fi parte și anul acesta la această întâlnire care se va organiza în mod special în nordul țării, într-o locație mai
diferită de Parlamentul României, prima dată când se organizează în afara Parlamentului României, dar cred că va fi foarte interesantă și întâlnirea aceasta. Oricum, provocarea pentru prin noi și pentru dumneavoastră este să vă rugați pentru cei puși pentru o vreme în structuri de conducere administrativ-politice în România. Ei sunt puși acolo cu îngăduința Domnului și cu voia Domnului și ne rugăm pentru ei, pentru că de deciziile lor depinde, cum spune Biblia, binele nostru și mersul vieții noastre. Și de multe ori spun că ne rugăm în zona asta politică. E important să ne rugăm, în primul rând, ca să avem în continuare, legislativ și administrativ, libertate de expresie religioasă, să putem să ne rugăm, să participăm în bisericile noastre, să putem să avem un canal de televiziune sau canale de radio sau o mass media creștină liberă și să putem spune ceea ce credem. Acesta este important, în acest mod, în această perspectivă, să ne rugăm pentru politicienii care sunt acum în conducere. Și, într-adevăr, prin acest gen de întâlniri sau prin astfel de emisiuni sau prin resurse sau, știu, rugați-vă ca aceste DVD-uri care noi le vom da gratuit la foarte mulți politicieni din România să trăiască curiozitatea, să impacteze chiar la luni de zile după ce s-a epuizat evenimentul. Și ca Dumnezeu să lucreze la inima politicienilor și să folosească Alfa Omega pentru a impacta și acest segment al societății, zona administrativ politică. Și una din rugăciuni va fi și aceasta și ne vom ruga ca și până și președintele, care e undeva acolo. Dumnezeu știe deja care, cine, cum va fi. Viitorul președinte al României. Da. Cred că și actualul președinte a avut ocazia pe parcurs a două mandate să intre în legătură cu Sfânta Scriptură și ne rugăm ca Domnul să continue ceea ce a început în viața lui, să ducă mai departe. Mirela, n-aș vrea să încheiem cu rugăciune fără să anunț faptul că în această toamnă, iată, reluăm emisiunea în direct. Mulți ne întrebați despre aceste emisiuni. Primele trei emisiuni le-am și fixat deja pe agenda noastră. Sunt și celelalte cu titlul provizor, dar cel puțin primele trei sunt clare. 4 septembrie, joi seara de la ora 21 de obicei, pe durata de 2 ore. 18 septembrie și 2 octombrie, zile de joi seara de la ora 21. Puteți de pe acum să continuați, pentru că mulți deja ne trimiteți cereri de rugăciune prin e-mail la rugăciunea@alfaomega.tv, pe telefoanele care sunt pe ecran, chiar pe Facebook primim mesaje pe care le printăm și aducem în platou. Deci încercăm chiar să permanentizăm. Domnul mi-a pus pe inimă cât se va putea de des, să avem poate chiar în fiecare seară de joi să avem emisiune direct, dacă ne vor ține puterile și vom avea suficiente resurse. Chiar vă mulțumesc celor care, ajutându-ne într-un mod sau într-altul, participați chiar la acest efort susținut al nostru de a avea emisiune în direct, care înseamnă un efort destul de mare pentru întreaga echipă și vă mulțumesc pentru aceasta. Mirela, în finalul emisiunii propun să ne rugăm. Deja am sugerat celor care nu vrea să se unească, să pregătească cu noi, să se unească în rugăciune, pentru că Alfa Omega să intre cât mai multe rețele de cablu cu focalizare pe rețele RCS RDS, Alfa Omega să fie folosită de Domnul în schimbarea climatului politic, spiritual în România și Domnul să-și facă lucrarea cu Alfa Omega TV. Și Domnul să-i binecuvânteze pe cei care ne urmăresc și care ne-au sprijinit și ne vor sprijini în continuare. Mulțumim frumos tuturor celor care ne sprijinesc. Profit și eu de această ocazie ca să mulțumesc personal celor care ne urmăresc și care ne sprijinesc. Știu că e motiv special, pentru că, după cum știți, Mirela este implicată în zona administrativă și de multe ori ne uităm de 2-3-4 ori pe zi în conturile financiare, să vedem ce ne mai trimis Domnul, cum putem să mai plătim o factură și, ca să știți, de multe ori vă și trimitem o scrisoare de confirmare, de mulțumire, un e-mail, vă dăm un telefon. Uneori reușim, uneori nu, dar să știți că fiecare bănuț intră acolo unde trebuie și unde este nevoie pentru lucrarea Domnului. Și vă mulțumim și ne rugăm ca Domnul să vă binecuvânteze. Hai să ne și să facem acest lucru și în rugăciune, Mirela, poate încep tu. Tată Ceresc, Doamne, îți mulțumim frumos pentru toți cei care binecuvintează Alfa Omega, care sunt parte din lucrarea Alfa Omega, care sprijină lucrarea Alfa Omega. Te rog acum, Doamne, să-i binecuvintezi Tu, Doamne, pe toți cei care sunt parte din lucrarea Alfa Omega, cu rugăciunea lor, cu contribuția lor, sau poate doar vizionând, Doamne, și hrănindu-se din Alfa Omega. Tată, îți mulțumesc, Doamne, pentru toți cei pe care, Doamne, i-ai făcut conștienți și i-ai făcut să vadă Alfa Omega într-un moment al vieții lor sau altul. Și îți mulțumesc pentru fiecare în parte. Mă rog ca binecuvântările Tale să fie peste viețile lor, peste casele lor, peste familiile lor, în numele Domnului Iisus. Îi binecuvântăm și îți cerem, Doamne, protecția Ta peste viețile lor, peste familiile lor și îți mulțumim pentru ei, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos. Tată, și îi mulțumim pentru cei care se roagă pentru ca Alfa Omega să fie accesibilă în fiecare casă de român, Doamne, și cu aceștia ne unim acum în rugăciune și cerem acest lucru și spunem acest lucru și rostim și credem că Tu vei face această lucrare ca Alfa Omega, ca și canal de televiziune. Cuvântul Domnului prin Alfa Omega va fi accesibil fiecare român
în fiecare casă de română, fie prin televiziune, fie prin internet, fie prin resurse video, doamne, fiecare casă de român, doamne, fie că este în teritoriul României, în Republica Moldova, în Ucraina, în diaspora românească, europeană, americană, australiană, în numele Domnului Iisus, cred că Tu vei face minuni, doamne. În special ne unim în rugăciune cu cei care au pe inimă rețelele RCS RDS și ne rugăm ca în primul rând Tu să-i binecuvântezi pe liderii acestor rețele, doamne, ca ei să-și dea seama de mare binecuvântare care prin ei curge asupra caselor și a românilor care au Alfa Omega TV inclus în pachetul de rețele de cablu și le pui pe inimă, doamne, să generalizeze distribuția prin RCS RDS a canalului Alfa Omega TV. Îți mulțumim, doamne, că ne dai posibilitatea să mergem mai departe. Mulțumim tuturor celor care ne ajută și care fac posibil ca Alfa Omega să fie distribuit gratuit oricăruia, de oriunde ar fi pus, oricare rețele de cablu sau cetățean necodat, liber la transmisie. Mulțumim, doamne, și mulțumim și pentru această dimensiune a impactului Alfa Omega în sfera politică, doamne. Fie că participăm la o întâlnire de tip mic dejun cu rugăciune și reflectăm ceea ce se întâmplă acolo, doamne, fie că prin emisiuni care vizează sfera politicului, doamne, fie că prin legături și impact direct asupra unor lideri a societății românești, atât ce îți mulțumim că ne ții vie, doamne, și clar această dimensiune a slujirii în acest segment important al societății noastre. Și acum ne rugăm, doamne, din acest studio, împreună cu echipa și cu cei care urmăresc, doamne, ca Tu să-ți faci lucrarea, doamne, în sfera administrativ-politică a României, doamne, și chiar în această toamnă, când toți creștinii, indiferent de culoare confesională, sunt preocupați de viitorul României, de viitorul președinte al României. Te rog ca Tu să lucrezi cu semne și minuni. Amin. Și te rog să ne faci și pe noi, cei de la Alfa Omega, un instrument în mâna Ta, ca să deschidem, ca să deschizi ochi prin Alfa Omega, prin programele de Alfa Omega, să deschizi inimi, doamne, să vorbești duhurile multora, doamne, și în cunoștință de cauză și călăuzit de Duhul Tău ce Sfânt, doamne. Românii din România, creștinii special, să facă alegerile care trebuie, să se roage pentru cine Tu le pui pe inimă să se roage, doamne, și ca voia Ta să se împlinească, doamne, și că cel ce Tu vei pune în fruntea României, doamne, să fie omul după voia Ta pentru următorul sezon din viața țării noastre, România, Tată. Doamne, îți mulțumesc că ne vei ține și pe noi pe mai departe, într-o stare de alertă, de veche, doamne, atenți la acest aspect pentru următoarele luni care sunt atât de importante pentru națiunea română. Și încă o dată te rog și eu să-i binecuvântez pe toți cei care ne binecuvântează într-un fel sau într-altul, prin rugăciuni, prin ajutor financiar, prin ajutor din diverse feluri și moduri și mă rog să-i răsplătești însutit. Mulțumesc, doamne, că Alfa Omega este parte din viața multora, doamne, și noi suntem bucuroși că ne-ai ales pentru o slujire, doamne, atât de specială în națiunea română în această vreme. Amin. Mulțumesc, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Îți mulțumesc pentru participarea la această scurtă emisiune de data aceasta. Mulțumesc că m-ai primit. Aceasta a fost Alfa Omega, așa cum zicem de obicei, nu numai martor la ceea ce face Dumnezeu în România, dar și parte activă din această lucrare. Dumnezeu o să vă binecuvânteze.